În competiția electorală pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie, la Neamț s-au înscris în cursă 146 de candidați. După numărătoarea voturilor în județul Neamț s-au obținut următoarele rezultate. La Senat, PSD a obținut 88.513 voturi, respectiv 53,62%, PNL 32.413 voturi cu un procent de 19,63%. Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 8.690 de voturi, adică 5,26%. Partidul Mișcarea Populară 8.252 de voturi, procent 4,99%. Uniunea Salvați România 7.879 de voturi, adică 4,77%. Andrei Carabelea Independent 6.773 de voturi, procent 4,10%. Partidul România Unită 5.521 de voturi, 3,34%. Partidul România Mare 3.584 de voturi, 2,17%. Alianța Noastră România 2.060 de voturi cu un procent de 1,24%. Partidul Noua Românie 695 de voturi, 0,42%. Și UDMR 678 de voturi, adică 0,41%. Și la Camera Deputaților, scorul PSD-ului este zdrobitor, formațiunea politică obținând 86.910 voturi cu un procent de 52,67%. PNL a luat 33.415 voturi cu 20,25%, ALDE 7.904 voturi, procent 4,79%, Partidul Mișcarea Populară 7.466 de voturi, procent 4,52%, Uniunea Salvați România 7.269 de voturi, 4,40%, Sebastian Ioan Burduja, candidat independent, 6.340 de voturi, 3,89%, Partidul România Unită 4.655 de voturi, 2,82%, Partidul România Mare 2.789 de voturi, 1,69%, Daniela Pepene, candidat independent, 2.031 de voturi, 1,23%. Urmați de toți ceilalți candidați. Urmează repartizarea celor 8 mandate de deputat și 3 de senatori, care vor fi cunoscute după activitatea de redistribuire.